salutăm și pe, să-l salutăm, scuză Mihai, și pe domnul Adrian Porumboiu, care este în direct cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Vivi Răchită, Mihai Stoichiță, Gianni Chiriță. Neața, Neali! Salutăm! 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 Mihaiță, ce faci, Mihaiță? În formă, mă pregătesc, domnul Mihaiță, da. Vezi, știi care e viața ta acum? Băi, ori ești general, ori ești soldat de la care să te decapiteze. Auzi? Adi, eu cred că vei fi general. Soldat am fost în tinerețe, acum vreau să fiu general. Vezi, dacă vă calificați, ești general și să-ți dai ăsta grad de general. Că meriți, să știi, cu toate că ai foarte mulți, așa ai să le zic, prieteni cu ghilimele de rigoare, știi că te simpatizez și pe tine, nu mai vorbesc de Edi, așa că în mine aveți cel mai fervent susținător, așa și pe distanță lungă la ce aveți voi de făcut. Mulțumesc, Nelly. Așa că după ce vă calificați, am să te sun cu domnul general, să știi. Așa e, dar nu, vin al doilea general. Mai bine mă chem la vas lui și mă ții vreo două zile pe acolo, că îmi face plăcere când stau cu dumneata. Bună deci și dacă asta. Face, bă, dacă o să ai plăcere în ăsta ca multe cu mine, s-ar putea să dea afară Burleanu. Ai grijă. Nu. Glumim. O să fie al doilea general după Anghel Iordănescu, Suiță, da. Dacă se califică păi național. Dacă, da. Dacă iese treaba, e și meritul lui Dumnezeu. Normal. De ce să nu fim corecți? Așa că toată lumea, așa suntem, știm, la aruncat-o cu piatra în orice, suntem cei mai buni.